Bună, dragilor, și bun venit! Mi-am făcut o cafea. A avut multă spumă, dar s-a mai dus. Am mai și băut din ea, evident. Sunt în sufragerie, mi-am luat agenda. Trebuie să mă organizez. Sunt un pic organizată, dar mai trebuie să mă organizez, da, bine, da? Am foarte multe de făcut și atunci e foarte important să mi le programez. Acest tip de agenda am eu. Așa, pe zile, pe ore și îmi trec totul aici și în afară de asta am niște liste cu activitatea de aici de pe YouTube și, na, uite, asta este din aprilie cu clipurile, îmi programez așa în principiu cam ce urmează să postez. Am o listuță și pe august pe care am tot modificat-o pentru că s-au tot întâmplat chestii neașteptate care m-au făcut să-mi schimb programul de postare. Astăzi avem vlog, vreau să filmez totuși favoritele alea ale verii. Mai am niște colete primite în perioada în care am fost plecată de la Veniș, de la Chifra și unele de la Turda, foarte speciale. O să mai avem și ceva hăinuțe până la sfârșitul lunii și o să avem și clipul de final de lună de empties. Ăsta e planul cu YouTube-ul. Le scriu în creion pentru că le mai șterg. Și în cazul în care am ceva de modificat, le șterg și modific. Mai fac și urât, că uite, în aprilie n-am șters. Le-am făcut așa, le-am mâzgălit, dar nu prea îmi plac chestiile astea mâzgălite. Prefer ca totul să fie ordonat, adică așa ceva. Nu am scris chiar cel mai frumos, dar asta e. Astăzi trebuie să ajung neapărat până în Kaufland, că m-a sunat o doamnă săraca. Am dus acum o lună jumate pilota la curățătorie și mi-am adus aminte la un moment dat. Am pus bonul la ușă, dar a căzut. A rămas undeva după niște alte chestii și am uitat din nou de el. Deci am mai mult de o lună și jumătate de când am lăsat pilota la curățătorie și m-a sunat doamna că dacă pot să vin să o iau, că o cam încurcă. Curățătoria este la Kaufland, așa că o să intru și în Kaufland. Vreau să fac și ceva cumpărături. Timpul e limitat, așa o să intru fuga și să văd dacă am timp să mai intru pe la magazinele alea de acolo, din incinta magazinului Kaufland, și e puțin probabil să se întâmple asta. Vreau să fac și ceva de mâncare. O să mă duc acum să pun o mașină de rufe la spălat. Întotdeauna am rufe de pus la spălat. Și da, o vloguim astăzi. Mă bucur să-mi petrec ziua cu voi, în sfârșit, după mai multe zile de absență, ca să zic așa. Și sper să îmi găsesc timp așa printre bucățele să mai vorbim. Dacă nu, o să filmez tot ce se poate filma de peste tot, de pe unde o să merg. Și o să împărtășesc și cu voi cât se poate de mult. Deocamdată coffee and planning. Îmi beau cafeaua și îmi programez toate lucrurile pentru zilele ce urmează ca să fiu eficientă. Am bucățica asta de ton pe care pur și simplu o să o gătesc într-o tigăriță crăticioară. Am fiert porumbul aseară. Iam. Și asta o să fac sandwich, adică o să facem sandwich-uri, o să fie micul dejun, de fapt. S-a vrut și camera. Mi-am făcut un duș, că de, e mișto când ai casa mare, că ai mult loc să spui toate căcaturile, dar când te apuci să dai cu mopul aproape 100 de metri pătrați, zău dacă mai e ceva mișto, parol. Deci la ora, hai ceas, te rog, e 10 și un pic, cred, 10 jumate, cel mult 10 și jumătate și eu sunt transpirată la al doilea duș, mă duc să întind rufele. Sunt în mașină, mă duc la sală și am zis să intru un pic să vă spun despre sala la care merg eu, pentru că după videoclipul acela în care v-am arătat cum mă răsfăț eu la jacuzzi și la bazin, multe m-ați întrebat unde este acel jacuzzi. Ei bine, acel jacuzzi este la bazinul de la Work Class, de la Ocean Titan,
pe Bulevardul 1 Decembrie, dacă nu mă înșel, este adresa lui. Dar Ocean Titan, că dacă locuiți în zonă știți cu siguranță unde e. Iar intrarea se face în baza abonamentului, abonamentul lunar sau anual de sală. Nu există ședințe, nu se poate face un abonament cu număr de ședințe sau ceva. Eu am un abonament pe care îl plătesc practic lunar. Există abonamente lunare, trimestriale și anuale, din câte știu eu. Iar abonamentul meu se numește One Month Rolling, adică o dată pe lună își trag automat banii în aceeași dată și abonamentul se prelungește automat. Eu plătesc 230 de lei, dar având vechime de câțiva ani, la fiecare 3, 6, 12 luni am tot primit câte un pic de reducere și așa am ajuns la prețul ăsta. Cred că dacă vă faceți abonamentul acum, în prima lună plătiți 79 de euro și dintr-a doua lună se reduce la 59, dacă știu eu bine. Asta pentru abonamentele de tip Silver, cele care au intrare la sălile Silver. Intrați pe site-ul celor de la World Class, o să înțelegeți acolo exact cum stau lucrurile. Eu merg la cel de la Titan, cele cu bazin sunt Silver, mai există și Gold și Platinum, dar mie mi-e ok Silver, mi-e suficient. Cel de la Park Lake este Silver, cel de la Titan este Silver, am două bazine unde pot să merg și cel de la Mega Mall este Silver, dar acolo n-am fost niciodată la bazin, în schimb am mai fost la sală. Îmi bate aerul condiționat în față și deja simt că îmi pierd vocea. E trist, e nasolache să vorbești cu aerul ăsta condiționat, dar nu se poate altfel în zilele astea în București, nici nu știu, că nu pot să stau nici fără. Și mai voiam să vă mai zic ceva. Trebuie să intru și la BBT să fac, să-mi cumpăr CC cream-ul ăla, mi-aș dori. Sper să reușesc, că îmi trebuie destul de tare. Nici nu știu dacă mai am crema aia de la Gerovital, dacă am pe aia nu mai cumpăr, o să o folosesc pe ea pentru față. La aia nu-mi place că mă ustură un pic ochii și asta e. Și m-am și umplut de ceva coșuri, este acea perioadă, urmează să fie acea perioadă din lună. Dar așa că am nevoie de ceva acoperire, acum nu am decât, mi-am aplicat dimineața o loțiune tonică și crema aceea cu SPF pentru față de la Hada Labo, care îmi place maxim. Aia clar o să rămână crema mea de față de vară. Are SPF 30, pentru mine cred că e ok, că nu stau prea mult pe afară, doar cât mă duc de aici până acolo cu mașina în general și când e foarte cald, drumurile mi le fac ori dimineața de vreme, ori seara târziu. Gata, mă duc să prestez și ne mai auzim când o mai fi cazul să vă mai țin la curent cu câte ceva. Gata, antrenamentul, am ajuns la vestiar și voiam să vă arăt produsele acestea de la Philips. Este vorba despre un uscător și o placă de păr. Le-am testat aici și îmi plac. Voiam să vă întreb voi ce plăci de păr folosiți, ca și îmi recomandați și mie. Gata, sala. Puțin spor, puțin. Acum nici nu contează sporul cât e de mare, important este că m-am dus și că am făcut ceva și oricum este mai mult decât deloc. Mă duc repede la Kaufland să recuperez pilota de la curățătorie, să vedem ce cumpărături facem și probabil ne auzim mai târziu. Este călduț afară și am ieșit oricum transpirând de la sală și mai transpir acum o tură și de la căldură. Cum vă înțelegeți voi cu căldura asta și cum faceți față? Am oprit întâi la floricele, că erau multe și frumoase.
Apoi m-am oprit și la carnea de porc. Era la oferta 23,99 kg cotletul. Așa, bucată întreagă îmi place mie să cumpăr. Și o să vă arăt și secretele mele privind o friptură suculentă și crocantă. Am luat lapte vegetal, smântână vegetală, frișcă lichidă și am găsit și frișcă lichidă vegetală. Însă cam scump, 180 și de lei. Trecem pe lângă broscuță și cu pilota și cu tufele mergem acasă. Am scos floricelele, au costat 5,89 și 5,79 și mai devreme făcusem niște carne de pui și n-aveam nicio idee de garnitură, iar garnitura va fi de gnocchi, ready for pan, 5-10 minute, la fix, o să-i pun aici, o să mai adaug puțin unt, cred, și puține condimente și asta este tot. În timp ce ăștia se vor găti, o să vă arăt și restul cumpărăturilor, care nu au fost prea multe, dar au fost destul de scumpe, din ce în ce mai scump totul. Am pus acolo un cubuleț de unt și o să pun niște sos de ăsta de mango și ananas, ca să schimbe un pic gustul. Și niște usturoi, musai usturoi. Am adăugat și usturoiul din belșug și am mutat conținutul în wok ca să le pot amesteca mai bine. Dar aștept să se gătească și usturoiul. Deci pot să fie 5-10 minute pentru usturoi. Arată bine și e delicios. Acum haideți și cu cumpărăturile. Avem așa 3 banane, 3 lei. Wow! Da, bun! Mai cumpărăm mai multe banane, niște ciocolățele, astea au fost 1,29 lei, asta a fost 1,69 lei. Avem și pământ de flori, cașcaval light, nu mai știu cât a costat ăsta, dar oricum 190 au fost toate cumpărăturile. Inițial luase mixul ăsta de supă românească, eu am crezut că este mix mexican, nu e nimic, că merge și ăsta tras la wok. Am luat niște mușchi. Pentru sandvișuri, 276 de grame au fost 17,90 lei, foarte scump. Adică și asta era la ofertă. Am luat whipping cream, adică frișcă, și mi s-a părut foarte interesant că am găsit și frișcă vegană și lapte vegan. Cotletul era la ofertă, 23,99 kg, 30 de lei și 40 de bani a costat 1 kg și 267. Laptele ăsta care era 5,99 lei s-a făcut 8 lei, iar laptele ăsta care era 2,99 lei s-a făcut 5,49 lei. Nimic nu mai aici a fost, dar da, și o sticlă de vin să fie la rece pentru zilele astea călduroase, un bac de apă care a rămas în mașină și acum îmi amintesc de el, minerală Borsec, și două plicuri din astea minunate de la Nestlé. Nu le-am mai încercat, sunt tare curioasă cum or fi. Haideți la masă! Din păcate nu v-ați mișcat suficient de repede, doar atât a mai rămas. Îmi pare rău că nu am păstrat mai mult și pentru voi. Mă duc până la Mișa să ne jucăm puțin și trebuie neapărat, dar neapărat, să desfacem și coletul de la Vanish. Avem aici minunata de cutie. Acum că am desfăcut toate bagajele, avem și de spălat. Nu chiar așa de mult, trebuie să recunosc, pentru că a fost foarte cald și am îmbrăcat doar rochii. Aveam în plan să fac niște poze cu niște outfituri pe la mare, dar nu m-am îmbrăcat decât cu 4 rochii, o roche pe zi și cele două rochii de plajă, practic. Ziceam eu inițial când am plecat de acasă că o să ne îmbrăcăm, o să mergem odată la masa de prânz, odată la masa de seară, și atunci mi-am pus foarte multe outfituri, două pe zi, plus una de rezervă pe zi, și am îmbrăcat doar una și rochiile de plajă. Pentru spălare am aici un ajutor de nădejde de la Vanish. Au o gamă nouă, Oxy Action. Nu știu dacă ați încercat-o sau nu. Eu le-am primit spre testare într-o campanie organizată de BuzzBox și Vanish. Bănuiesc că ați auzit de Vanish. Sincer, nu prea am mai avut Vanish în ultima vreme. Am descoperit
produsul acela de scos pete de la Farmec și am fost foarte încântată de el și l-am tot folosit, însă Vanish este primul brand pentru scos pete pe care l-am cunoscut în viața asta. Practic, sticla aceea roșie cu roz. Rozul îl cunoaștem cu toții, nu cred, să-mi scrieți dacă ați folosit și sunt curioasă dacă e pe aici cineva care nu a folosit niciodată Vanish. Sunt și eu roză, evident, astăzi, că așa trebuia. Ce geantă de plajă drăguță avem! Bine, eu aveam o geantă de plajă drăguță pe care am uitat-o acasă, evident. Dar poate mai ajung la mare, cine știe. Foarte drăguță. Cel mai mult... avem și Sky aici. Foarte, foarte mult îmi place geanta asta. Și cu acest fund dublu, cumva. Da. Această roză, ce scrie aici? Am nevoie doar de o vacanță la mare și Vanish la fiecare spălare. A venit și Kitty să vadă de ce am eu nevoie. Haide, Kitty, să te ridic. Vei singură sau te iau cu forța? Dormea Buștean și a auzit gălăgie și a venit să vă salute. Hello! Și bineînțeles că vrea și carne, deși Kitty are carne în farfuriuța ei de pe hol, dar niciodată nu o verifică, vine să zică miau întâi. Da, deci foarte mișto bifa asta. Sunt bifate amândouă, deci clar am nevoie de o vacanță la mare și de Vanish la orice spălare. O să las treaba asta aici. O să vă dau un pic așa mai jos ca să o vedeți și pe Miss Asistentă. Miss Asistentă, eu am aici cutia cu cele 4 produse și Kitty are aici 2 pliante pe care le-am avut în cutie. Haide, Kitty, poți să iau pliantul ăsta? A zis că pot. Și să vedem, avem tot felul de informații aici. Numărul, un Vanish, niciun aditiv, niciun alt aditiv la spălare. Practic, ăsta o să ne rezolve toate problemele. Și să știți că am tras cu ochiul aici, că am desfăcut-o să iau plicul cu partea cu adresa. Da, Kitty, o să-ți dau ție cutia asta imediat ce o golesc. Sigur că da, iubita mea. Așa, avem 2 produse roz și 2 produse albe. Cele roz sunt pentru rufe colorate și acesta este un gel de un gel concentrat, gel fără clor pentru întreținerea și revitalizarea țesăturilor și dublează viața hainelor tale. Împiedică transferul culorilor. Kitty este foarte insistentă aici. Ce vrei, iubițel? Am reușit să mă dau de rostogolul cu Kitty aici, care mă împunge și mă linge și mă... Of! Mă atenționează că are nevoie de atenția mea, dar o să termin să vă spun despre produsele astea câteva lucruri. Iar celălalt este pentru rufe albe. Deci ăsta mă încântă foarte tare că previne transferul culorilor între rufe, pentru că de obicei eu le spăl la grămadă. Nu stau să se adune atât de multe încât să pun o mașină de colorate și o mașină de albe. Pun și colorate și albe. Sincer, avem foarte puține haine la care să iasă culorile și atunci pe acelea le cunosc, 2-3 sunt toate și le spăl sincer pe acelea de mână ca să nu mai stau să adun o mașină. Dar ăsta, da, e foarte mișto. De obicei folosesc și șervețelele acelea pentru transferul culorilor, împotriva transferului culorilor, de fapt, dar ăsta o să fie minunat pentru că... Evident, nu o să mai am nevoie de șervețele, o să-l pun doar pe el, așa cum scrie și campania, niciun alt aditiv. Iar celălalt este de tip pudră, deci avem un gel și o pudră și abia aștept să mă duc să spăl. Ce pot să spun? Pasiunea vieții mele este să spăl rufe. Pasiunea vieții mele este să-mi ușurez viața și să îmi fie cât mai ușor să spăl rufe. Acum eu am prins și vremea fără mașini de spălat automate și... Jesus, cât mai frecam la anumite haine sau cât le mai plăteam pe alea mai mari, dar acum viața e ușoară, ce pot să zic. Upsii, avem mașini automate, avem tot felul de soluții de-astea. Practic, nicio pată nu poate să le mai reziste. Vanish este prima iubire, prima mea descoperire în ceea ce privește petele și mă bucur foarte tare să revin la el. Da, acum am 3. Produse de îndepărtare a petelor, acestea de la Vanish, acela de la Farmec care e tot timpul și mai am unele de la azi pe care vi le-am prezentat într-un clip anterior și sunt tare mulțumită și de alea, așa că, hei, să nu mă pătesc ce-i drept, dar sunt pregătită. Iar celelalte 2 produse sunt albe cu movuliu.
și sunt pentru rufe albe, la fel dublează viața hainelor albe. Un gel concentrat care nu conține clor pentru întreținerea și revigorarea țesăturilor albe și un, o cutie de tip pudră, la fel pentru îndepărtarea petelor și pentru curățarea hainelor. Practic nu există pete care să le reziste. Cutiile cu pudră au 423 de grame, iar sticlele cu gel au câte 750 de grame. Mă duc să îi arăt pisicii unde sunt farfuriile ei cu carne și o să mă duc să pun la spălat, evident. Acesta este pliantul, acestea sunt produsele din gama nouă. Hai să vi le arăt și pe ele. Oh, avem mai multe! Vă spuneam de ăla roz cu pulverizator. Ăsta este primul produs Veniș pe care l-am descoperit eu acum mulți ani. Și primul produs de îndepărtarea petelor cu adevărat eficient pe care l-am descoperit tot acum mulți ani. Uite că au și șervețele antitransfer. Sincer, nu sunt genul să zăbovesc prea mult prin magazine. Când mă duc la cumpărături, mă duc, iau repede ce-mi trebuie și am plecat. Așa că sunt foarte binevenite aceste pliante pentru că mai văd și eu produse pe care nu stau să mă uit la magazine. Avem și un... Avem. O să mă duc la următoarea vizită de la Auchan, o să îmi mai cumpăr câteva. Și anume, soluția asta pentru covoare. Și noi nu avem covoare în casă, decât covorașele de la baie pe care le spăl la mașină, dar cu soluțiile astea de covoare spăl mocheta din mașină, da? Foarte eficiente. Mai avem unul pentru perdele. O să mă uit să văd ce știe să facă ăsta de perdele. Ar trebui să spăl și perdelele, că e mult praf în București. Și mai avem un dezinfectant pentru mașina de spălat. Acum și pe ăsta o să mă uit pe pian să văd dacă are și formulă dintre aceea anticalcar. Pentru că dacă are, o să prefer să îl pun pe ăsta de tip gel. Și da, ăsta cred că o să fie foarte binevenit în colecția mea. Asta e tot. Mă duc la curățenie, mă duc să văd ce mai facem pe aici și... nu știu, dacă o fi cazul ne mai auzim, dacă nu, vă mai arăt ce am mai făcut și scrieți-mi în comentarii, da? Dacă aveți Veniș, dacă folosiți și dacă știți, dacă voi cunoașteți această formulă nouă pe care au lansat-o ei. Duc la treabă! Am schimbat lenjeria și are Kitty un nas la lenjeriile curate, ceva ce n-ați văzut. Uitați-vă și voi cât de... Dormi bine și te-am deranjat? Iartă-mă, iubita. Îți place așa pe curățel, așa? E că tu ești curățică. Te-ai spălat și te-ai culcat? Iartă-mă, iubita. N-am vrut să te deranjez, am vrut să te părăs la toată lumea, că tu știi când e lenjeria curată. Haide, culcă-te la loc. Oh, vrea pe lăgătuț pe aici, Kitty. Așa-i place ei. Așa, așa. Hai, somn ușor. Pa! Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă las acum, mă duc și eu la culcare, dar vă mai aștept cu clipuri viitoare. Pa!